În criza din 2008, piața imobiliară s-a prăbușit peste noapte din punct de vedere al cererii, tranzacțiilor și al prețurilor. Un apartament care pe vârful boom-ului economic s-a tranzacționat la 120.000 de euro, având în spate un credit în euro, și-a redus în 2009 valoarea la 60.000 de euro, iar rata la bancă a crescut cu 30% din cauza creșterii euro. Trama a fost pentru cei care nu au mai putut să plătească creditele la bancă pentru că au avut veniturile afectate. Plus că mai era și problema scăderii valorii apartamentului. Deoarece plăteai un credit pentru un activ a cărui valoare reală, la zi, era mult mai mică. Dacă nu intervenea programul Prima Casă, probabil că prețul ar fi scăzut și mai mult. În schimb, piața de închiriere de apartamente a rezistat destul de bine crizei și chiar a început să crească ușor. Dintr-o dată, modelul de achiziție a unui apartament pe credit s-a transformat într-un model de închiriere a unui apartament. În noua criză, din 2020, piața imobiliară a reacționat diferit, Prețurile apartamentelor nu au scăzut pentru că veniturile nu au fost afectate. Euro a rămas stabil, iar rata lunară nu mai este 80% dintr-un salariu ca în 2008, ci numai 30%. În schimb s-a prăbușit piața de închiriere de apartamente, cu ziua, cu luna, cu anul sau cu ani. Din cauza închiderii economiei, din cauza măsurilor de restricții sociale, din cauza scăderii turismului și a trimiterii studenților să învețe de acasă, Bucureștiul s-a trezit fără cerere de închiriere. În ultimii ani, din cauza scăderii dobânzilor la euro și la lei, mulți investitori au început să cumpere apartamente pentru ca apoi să le dea închirie ca să obțină un câștig mai mare decât dobânda bancară. Randamentul la un apartament dat închirie poate să ajungă între 4 și 7% față de o dobândă bancară de 0 sau 1% la euro. Atâta timp cât lumea nu va reveni la viață, cât nu se vor redeschide școlile, atâta timp cât oamenii nu se vor putea mișca liber, piața de închiriere nu-și va reveni. De aceea a scăzut și numărul de tranzacții imobiliare.